Astăzi este ziua rubricilor, așa că vă invităm să ne rămâneți alături pentru că povestim despre design de interior alături de Laurențiu Paicu. Mă bucur să-l revăd pe Laurențiu în această dimineață, pentru că ne-am și asortat puțin. Neața, bine revenit! Bună dimineața! Ne-am nimerit ca de obicei fără să ne înțelegem, fără să vorbim, da. Fără nimic. Negru, ceva transparent, negru, lejer transparent. De vară. Da. Și tu ai alb în partea de jos? Nu vede nimeni. Vezi? Asta este marea relaxare a invitaților, într-adevăr, că nu se vede din partea aceea. Astăzi povestim despre design în general și aș vrea să aflu mai multe, pentru că știu că te-am întrebat eu la un moment dat cum se creează o relație de succes cu un client pe care apoi să-l cunoști într-o intimitate aparte, pentru că vorbim despre locul unde fiecare dintre noi ne retragem să fim noi înșine. Este foarte, foarte importantă relația designer-client, pentru că, da, noi intrăm în casă la om, intrăm în viață și îi organizăm viața, tot ce înseamnă unde va găti, unde se va spăla, unde va face duș, unde se va culca, absolut totul va fi gândit de către noi și va fi o relație destul de apropiată, fie că vrei, fie că nu, dar în același timp, cred că toată lumea e conștientă de acest dans când intri în el. Și o relație de succes se bazează foarte, foarte mult pe o comunicare bună. Comunicarea este foarte, foarte importantă, pentru că atunci când începem un proiect, clientul mereu va avea foarte multe întrebări. Nu contează că e cel mai mare proiect sau cel mai mic proiect, mereu va avea foarte multe întrebări și noi, ca și designer, ca și arhitect, avem obligația să răspundem la toate întrebările, să-i argumentăm ce e bine, ce nu e bine, ce se potrivește, ce nu se potrivește, ca să înțeleagă cât mai clar de ce mergem pe acele opțiuni și de ce nu mergem pe acelea de care le eliminăm. E foarte, foarte important să nu zicem nu știu. Pentru că aici face diferența între cineva care a început în domeniu și cineva care este profesional în domeniu. Aș vrea să știu cum îi spui unui client nu. Pentru că sunt meserii unde câteodată se întâmplă și acest lucru. Am zis nu de multe ori. Dar înainte să zic un nu, vag, clar și rece, încerc să argumentez cu o propoziție de ce nu. Pentru că sunt opțiuni, adică tu ca și client probabil că ai multe idei, ai multe dorințe și așteptări de la spațiu, dar în același timp spațiul ăla e finit, e limitat sau pur și simplu ce vrei tu nu s-ar potrivi, mai mult ar strica spațiul. Iar eu îți voi argumenta de ce nu e bine și părerea mea este că tu ca și client, considerând că ai venit la mine ca și profesionist, ar trebui să ții cont de ceea ce zic eu când zic că ceva nu este în regulă. Pentru că e ca și cum mergi la medic cu o problemă și el îți dă tratamentul și tu zici, nu, vreau altceva. Nu, tu iei ce-ți dă omul ăla până la urmă. E foarte, foarte important să înțelegi, să ai încrederea asta mare între tine ca și client și el ca și profesionist, designerul. Unde sunt cele mai ample discuții? La capitolul finanțe sau la capitolul stil și design efectiv? Ambele. Mobilier, culori? Ambele sunt la fel de importante. Îți imaginez că, de fapt, cea mai complexă e la proiect. Pentru că acolo, dacă ești puțin o persoană mai indecisă, vei sta foarte mult să alegi doar o nuanță de albastru, unde am avut acum un apartament pe Maghiaru, chiar vis-a-vis de Romană, de metrou, unde clienta nu e fizic în România, este în Londra și am stat câteva zile bune doar să alegem un albastru, că era un albastru specific pentru un dormitor. Când vroia ea exact care l-a văzut în Anglia și trebuia să-l recreăm aici și a durat câteva zile de... Mai ales că nu poți să fii alături de ea și să-i arăți fizic, uite cum pică lumina, ăsta e albastru, nu e ăsta albastru. La urmă a venit în România. A, ok, s-au simplificat lucrurile. Chiar mă gândeam că reușești să alegi o nuanță folosind tehnologia, pentru că pe cameră niciodată nu o să-ți dai seama exact, vadă, exact. Pentru că depinde de telefon, de ecran, adică mai ales dacă ești super specific pe o nuanță, live-ul este singura opțiune ca să alegi din paletar culoarea. Dar, da, cam în zona aceea de când alegem finisajele, culorile, stilul, aceea va fi discuția cea mai complexă tot timpul, pentru că fiecare are camera lui, fiecare, soția de obicei are mai mult de spus față de soț, pentru că
Doamnele sunt mai importante, dar păreri. Și prefer să discut mai bine cu doamnele, când am, okay. Am o relație mai deschisă și mai directă, mai simplă. Aparent și... noi știm ce vrem în contextul ăsta? Acum vreau să zic exact același lucru. Știm ce vor. Okay. Mai mult. Că de obicei când discut cu bărbații, zic, dar nu știu sigur ce vreau. În schimb, doamnele au bifate, au acolo catalogul făcut, au listele făcute. Au mai multe făcute. Variante. Dacă asta nu merge cu asta, o avem pe asta care sigur merge cu asta. Sunt mai documentate, mai pregătite. Deci e o relație de vorbită, de comunicare mult mai fluidă și mai directă. Aș vrea să știu din perspectiva bugetului dacă există negocieri și pe parcurs sau... Din momentul, uite, în care ai primele discuții, când vine vorba de alegerea culorilor, a materialelor, a finisajelor, se mai întâmplă negocieri după? Sau odată ce ați discutat, ai început proiectul, au început lucrările, lucrurile ar trebui să meargă liniștite? Normal, nu ar trebui să mai schimb pe parcurs, pentru că vei altera proiectul. Uh-huh. Dar nu pot să zic nu niciodată, pentru că s-au întâmplat mici... momente de genul ăsta când ești pe final de proiect, dar nu chestii drastice. Schimbi, nu știu, poate nuanța principală de culoare nu într-un albastru X, poate un albastru Y, puțin mai altfel. Uh-huh. Dar tot prin zona aia, dar nu schimbări drastice. Gen, nu știu, eliminăm canapeaua și punem două fotolii, că e destul de drastică chestia asta. Sau eliminăm complet masa de dining și rămâne un spațiu chel acolo. De preferat este să nu facem schimbări de genul ăsta în ultima 100 de metri când e pe gata totul, pentru că proiectul deja e gândit cum l-am conceput la început, cum am discutat, cum am stabilit toate funcțiunile, toate culorile. E foarte bine să rămână cum e stabilit, pentru că e un concept gândit, e un proiect overall și ideal este să nu se modifice, pentru că va arăta ca o modificare. Simți că oamenii potriviți vin către tine? Crezi în treaba asta că omul își găsește designerul potrivit și designerul își găsește clienții potriviți? Da. Ești mulțumit în ultima vreme, ăsta? Da, pentru că clienții care i-am ultima vreme, am un feedback foarte bun cu ei și mi se pare că rezonăm foarte, foarte bine. Adică ei au venit la mine prin recomandări, majoritatea vin prin recomandări în domeniul nostru, dar acum depinde și de om. Poate sunt eu mai social, deși sunt destul de tăcut de fel, dar nu știu, s-a nimerit să fie un feedback foarte, foarte bun între mine și client și parcă zici că s-au cam nimerit toate. Eu zic că și la noi există câteva puncte comune, motiv pentru care îți mulțumesc că astăzi ai venit. Și următorul material este o dedicație pentru amândoi, și pentru mine și pentru tine. Mulțumim tare, Laurențiu, pentru mare azi. Mare drag. Ei bine, nici mie, nici lui nu prea ne place să ne bronzăm, motiv pentru care ne dorim să învățăm cum să ne bronzăm sănătos, dar asta nu înseamnă că o să o și facem. Sezonul vacanțelor a început deja și foarte mulți români au fost sau sunt pe malul mării sau la piscină, bucurându-se de soare. Dar există o serie de factori de care trebuie să ținem cont dacă vrem să obținem un bronz sănătos și frumos. Soarele ajută la asimilarea vitaminei D, necesară în prevenirea rahitismului la copii și a bolilor osoase la adulți, ameliorează durerile articulare și întărește sistemul imunitar. Însă prea mult soare constituie un risc major de arsuri, de distrugerea vederii, de infecții și chiar de cancer de piele. Specialiștii au împărțit tipurile de piele în 6 categorii numite fototipuri. Pentru evaluarea lor s-au luat în considerare culoarea pielii, a părului, a ochilor, prezența pistruilor. Pentru a nu avea de suferit, e foarte important ca expunerea la soare să se facă progresiv, în funcție de natura pielii, de starea fiziologică și de mediul în care facem plajă, la munte sau la mare. În general, în primele zile, indiferent de fototip, timpul trebuie împărțit în reprize de câte 10-15 minute. Persoanelor cu pielea deschisă la culoare li se recomandă folosirea unui factor de protecție 50+. Aplicați întotdeauna protecția solară cu cel puțin 30 de minute înainte de a face plajă, astfel încât să fie absorbită suficient și să funcționeze așa cum trebuie. Apoi, repetați aplicarea la fiecare 2 ore sau întotdeauna după baie, chiar dacă protecția solară este rezistentă la apă. De asemenea, concentrați-vă pe zone frecvent ignorate, cum ar fi nasul, urechile, conturul ochilor și picioarele.
Evitați expunerea la soare în jurul prânzului, când razele soarelui sunt cele mai intense. Prin urmare, e recomandat să rămâneți la umbră între orele 11 și 15. Dacă vă doriți pielea bronzată, expuneți-vă corpul la soare dimineața devreme și după amiaza târziu. După expunerea la soare, hidratați-vă pielea în mod regulat și dacă doriți să aveți pielea cu adevărat hidratată, folosiți o loțiune nu numai după plajă sau seara, ci și dimineața după duș. Nu în ultimul rând, recomandăm hidratarea din interior, adică respectarea strictă a recomandării de a consuma suficiente lichide. Dragilor, să știți că alături de mine se află o invitată care și-a pierdut cu totul răbdarea în ceea ce mă privește și pentru că mi-a oferit cadou un planner conceput de ea, cu cadouri, cu surprize la final. M-a întrebat, ai reușit? Și am zis nu. Și mi-a zis, măcar răzuiește bulinele. Te rog, răzuiește bulinele și vezi ce surprize ai. Bună dimineața, Ioana Petrea! Bună dimineața, George! Nu știu cum o să gestionez lucrurile astea. Știu că mi-am propus în iulie să încep. Iată-ne, în iulie. Iartă-mă. Dar nu, Doamne ferește, nu trebuie să-mi cer mie scuze, dar e important să investești 2 minute pe zi pentru tine, dacă nici pentru tine n-ai 2 minute. Dar vezi că am fost cu minte și n-am răzuit bulinele înainte să ajung la ele. Am zis, măcar atâta lucru să fac. Da, nu știu dacă știu telespectatorii despre ce e vorba cu bulinele, dar măcar premiile de acolo și cadourile ale, dacă măcar atât să faci pentru tine. Deci am derogare. Bine, fie. Mulțumesc tare mult, eu chiar am fost cu minte. Deci trebuie să-ți faci cumva calendarul și munca interioară și la final, după ceva timp, primești câteva surprize. Răzuiești buline și vezi ce surpriză primești. E, eu am fost cu minte, nici nu m-am apucat, dar nici bulinele nu le-am răzuit. Foarte bine. Din perspectiva managerului de resurse umane, aș vrea să știu care-i treaba cu joburile sezoniere și dacă tinerii sunt înclinați să aibă mai multe joburi sezoniere fără să anunțe că va fi un job sezonier pentru ei. Se întâmplă în practică des lucrul acesta? Da, în primul rând vreau să menționez că aș vrea să mă asigur că lumea știe diferența între practică și joburi sezoniere. De multe ori putem confunda, practica sunt cele 40 de ore obligatorii de la facultate sau de la liceu, unde mergem în companie și stăm acolo 20-40 de ore, iar joburile sezoniere sunt pur și simplu pe perioada verii. Cele mai mari cereri sunt, cum probabil bănuim, pentru litoral, terase sau zona Horeca. E adevărat, un risc foarte mare cu care se confruntă angajatorii pe secțiunea asta ar fi tinerii care își doresc un job pentru vară, promit că vor sta 4 luni de zile, să spunem, și după primul salariu dispar. Primesc prima încasare de bani și apoi pleacă la mare. S-a dus la mare. Exact, fără glumă, este validat în mai multe situații. Aici cumva încurajez companiile să găsească o modalitate prin care să-i rețină, să-i bonuseze, să se gândească în avans și să încerce să evite astfel de situații de dinainte să se întâmple. Mă uit la tânăra generație și cred că există și o curiozitate deopotrivă. Își doresc să încerce mai multe domenii, poate că orele de practică nu le sunt suficiente și cred că există tendința să se angajeze, ei știind de la bun început că nu va fi un job pe perioadă nedeterminată, ei știind exact cât vor să stea. Da, sunt asumați, o fac asumat, cei mai mulți dintre ei. Dar există și companii care le oferă posibilitatea din toamnă să continue. Asta vreau să întreb. Cum reușești să găsești un echilibru pe piața muncii? Există anunțuri specifice cu job sezonier? Sunt angajatori care pot să-și asume genul ăsta de colaborare? Pentru că eu cred că e destul de dificil să-ți asumi un angajat 3 luni, după care începe facultatea și nu mai vine la job și ești nevoit să cauți pe altcineva pentru aceeași poziție. Depinde de industrie. În zona Horeca e o practică des întâlnită. În alte industrii, unde este volum mai mare vara, chiar dacă nu ai un domeniu Horeca, oamenii își asumă lucrul ăsta. Însă, semnalul de alarmă pentru mine sunt acei angajatori care nu anunță că este un job doar de vară. Poate că tu ești un candidat de bună credință, îți dorești ceva pe termen lung și te trezești că în toamnă te anunță că nu mai au nevoie de serviciile tale. Adică au fost mai degrabă situații de genul ăsta decât oameni care să nu își dorească să vină doar pe vară dacă o știau din start. Aici, ca de fiecare dată, cumva încurajez o deschidere și o onestitate bilaterală. Că atâta timp cât eu știu pe ce perioadă este proiectul tău, o fac asumat și atunci sunt implicat pe perioada în care știu clar că trebuie să lucrez cu mine. Aș vrea să povestim puțin și despre ce înseamnă CV-ul în această perioadă. Vara, dincolo de nevoia financiară pe care o au tinerii pentru a putea să, nu știu, să se distreze, să-și permită un concediu, mai e și ideea că mai adaug încă o cărămidă la CV-ul meu. Mai scrie ceva acolo care poate să fie relevant din perspectiva experienței. Sunt tineri, din ce am observat eu, care își aleg locurile de muncă
în domeniul relevant pe care îl studiază. Nu mă duc să lucrez la un fast food, deși sigur aș găsi ceva de muncă, sau nu mă duc să lucrez în Horeca, pentru că eu vreau să fac ceva care să fie în domeniul meu. Și poate ezită să-și ia un job vara, doar în ideea că vor musai ceva în domeniul respectiv. Din perspectiva angajatorului și a recrutorului. Ce spune despre un tânăr faptul că a lucrat pe perioada verii în domeniul Horeca sau în zona de fast food, când el vrea să devină, nu știu, hai să alegem un domeniu. Social media. Social media manager. Nu știu, copywriting. Da. Eu apreciez oamenii pe care îi văd că au lucrat în perioada facultății. Nu mă iau pe mine ca și reper, deși și eu în studențime am lucrat în industrii care nu aveau nicio legătură cu facultatea pe care am făcut-o. Am fost recepționer. Însă asta, ce ai făcut? Și am fost recepționer. Românesc, da. Și eu, și în magazin, și alte lucruri, și nu mi-e rușine cu asta. Pentru că în momentul în care eu știu că am nevoie de niște bani sau știu că îmi doresc să intru în zona asta organizațională să văd ce se întâmplă, nici mai contează până la urmă dacă sunt pe domeniul meu sau nu. După terminarea facultății, după ce termin un master, categoric mă pot poziționa mai degrabă către zona pe care mi-o doresc cu adevărat pe termen lung, însă eu ca și angajator apreciez oamenii ăștia sau copiii ăștia, tinerii ăștia, pentru că e clar că e cineva care este motivat, își dorește foarte tare și de ce nu? Și oricât de puțin ar plăcea unele idei învechite, în continuare munca e brățară de aur. Da, eu apreciez mai mult oamenii care au o motivație mai puternică și sunt mai de încredere decât cineva care vine din start cu niște pretenții de social media manager, să spunem, iar el de-abia a terminat facultatea și n-are o oră de experiență. Care e diferența între job sezonier practică și internship și, iată, o subcategorie internship plătit, pentru că asta își caută foarte mulți tineri? E un subiect foarte interesant pe topicul internship-ului, Georgia, pentru că acum ceva vreme, cum aș spune eu când eram eu tânără, internship-urile erau neplătite. Și oamenii erau foarte curioși să intre în companii, să aibă oportunitatea să vadă ce se întâmplă în culise. Acum lucrurile s-au schimbat radical, nu mai vin tinerii pe internship-uri neplătite, oricât ar fi de curioși să vadă ce se întâmplă pe un anumit departament, se gândesc că eu oricum prestez o anumită muncă, merit să fiu răsplătit pentru asta. Aș putea cumva să înțeleg, pentru că s-a schimbat și dinamica și stilul de viață. Tinerii nu mai locuiesc poate atât de mulți cu părinții, au devenit mai autonomi și atunci implică niște cheltuieli, dar nivelul de internship-uri neplătite din piață s-a redus drastic. Scuze. Foarte multe dintre ele deja sunt plătite aproape la nivelul unui salariu minim pe economie sau mai mult. Wow. Da. Nu mai vine nimeni să facă nimic fără să fie remunerat. Singura diferență este că mai putem jongla, poate, cu un internship mai mic, adică undeva la 2-3 ore, dacă realmente îmi doresc să văd ce se întâmplă pe o perioadă scurt de timp. Uite, luăm exemplu de social media. Vreau să văd ce înseamnă și ce face un social media specialist. Fac o oră, două pe zi, o consider internship, dar rezist o lună, două, trei. Și tendința apoi am fost că oricum ei își doresc un job și o angajare full-time remunerată, evident. Când îți dai seama de un job? Când devine relevantă perioada pe care ai petrecut-o într-o companie și în mod real poți să-ți dai seama dacă îți place, dacă nu-ți place? Eu mă gândeam că undeva la 2 săptămâni minimum, ca să apuci o săptămână full de muncă, să apuci un weekend, să apuci o trezire de luni, să o iei de la capăt un pic, să vezi dacă ritmul de acolo e potrivit cu ritmul tău. Să vedeți, fac o glumă, depinde dacă trezirea de luni după un weekend în vamă. Asta zic, mai ales după un weekend în vamă, să vezi ce înseamnă și asta. Nu știu ce să zic. Eu am aici o opinie care nu e neapărat în acord cu generalitatea, sau nu știu, marea masă a HR-ilor. Eu cred că avem timp realmente și ar fi un feedback relevant după 6 luni într-o companie. Chiar dacă ești la primul job și nu știi poate ce înseamnă recurența asta în trezire, mers cu metrou sau și dacă nu ești în București, drumul până la birou, faptul că trebuie să fii la program, să pleci, în fine, cred că cel mai relevant este după 6 luni de zile, când te obișnuiești la dinamica internă, oamenii se obișnuiesc cu tine, se fac primele schimburi de feedback-uri, se îmbunătățesc reciproc niște lucruri. Cred că nu este suficient o perioadă de o lună de zile, însă, din nefericire, trăim într-o lume, într-o societate în care nu mai avem răbdare. Și se aplică asta și în relațiile personale și în relațiile profesionale. După o săptămână, două, trei, o lună, dacă nu ne mai place, ne gândim, ok, aici e nasol, vreau să plec, nu mai am răbdare, schimb. Însă pe termen lung nu ne ajută. Îți mulțumesc pentru discuția de astăzi și cred că e foarte importantă pentru tineri, pentru cei care se pregătesc pentru viață și pentru câmpul muncii. Așa că, dacă ești de acord, așa să mai discutăm despre zona în care ei se pot dezvolta pe perioada verii, de ce nu? Cu mare drag și eu îți mulțumesc.
Mergem și într-o scurtă pauză de publicitate, dar revenim foarte, foarte repede cu știrea, așa că rămâneți alături de noi.